Consiliul Județean Dolj și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj a debutat și anul acesta cu spectacolul Alaiul Datinilor din Bătrâni din Oameni Buni. Vă văd pe toți cu fețe zâmbitoare, vreau să fiți chiar cu fețe zâmbitoare pentru că aveți de ce. Veți vedea că programul este unul închegat, un program care vorbește despre tradiție și obicei autentic. Nu apelăm la cântece și jocuri decât în contextul în care vrem să reliefăm un obicei, o tradiție. Da? Deci am spus că suntem în postul Crăciunului și ne manifestăm ca atare. Astfel, în perioada 10-11 decembrie, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri a fost gazda primitoare a colindelor, obiceiurilor și tradițiilor din Străbuni. Totodată, CJCPCT Dolj celebrează prin acest mare eveniment de final de an 6 decenii de existență a instituției cunoscută și sub denumirea de Centrul Creației Populare Dolj.